În prag de sărbători este forfotă mare în piețe și în magazine. Pe ultima sută de metri, medgidienii își fac cumpărăturile pentru masa de Crăciun. Nu același lucru pot face și angajații Apollo Ecoterm, care nu și-au mai primit de 2 luni salariile, deși li se promisese asta. Câți copii ai? Eu 3 copii am. 3 copii. Am 3 fete, am 4-a clasa 10-a, 1-a, 4-a și social, da? Sunt dată în șomaj. Da, și nu am bani. Nu ai am. Bărbat? Muncește nu bărbatul? Nu și am bărbat. Și cu ce te întreții, Elena? Cu nimic. Cu nimic. Decât de la ce îmi dă părintele Gheorghe, atâta. De la cerșică, așa cerșesc, am ajuns. Cerșesc. Așa am ajuns. Este foarte greu. O să cerșesc, mă duc la biserică, cerșesc ca să iau covrigul de jos ca să mănânc. Să mănânc eu? Este posibil așa ceva? Cum îți mai vine ca să bași tu ceva în gură când vezi că omul ăla mănâncă de jos? Cum poți să mai mănânci? Îți mai vine să te pui la pauza de masă să mănânci când vezi că omul ăla mănâncă un covrig gut din ploaie de jos? Nu-ți mai vine. Oare ei mai poate să mănânce, să pună la masă, să gândesc la amărâții ăștia? Am lucrat până ne-a dat acasă și până nu ne dă salariile. Așa condiții ne-a făcut. Niciun primar nu s-a băgat peste noi. Că ne-a dat salariul, ne-a dat salariul la timp. Ne-au dat chiar și premă. Acum nu vrem premă, ne vrem măcar salariile munciți, banii noștri munciți vrem. Atât, deci nici premă nu mai vrem. Din 30 octombrie. Cât am lucrat 6 luni de zile, nu ni s-a dat echipament. Deci nu ni s-a dat echipament. Au zis că nu au. Eu dacă am depus actele la șomaj pe 15, am luat decât pe jumătate de lună. Am luat 2.380.000 șomajul. Hai, ține-te, cu ce? M-am dus de mi-am luat rețeta, că eu sunt cardiacă. Dacă nu iau pe aia, eu nu pot să ies afară, din casă. Dacă nu am eu miofilin de aer, la fel, aceeași poveste este. Știe cineva, nu știe. Ce ai anuat? Soțul este operat la ambii genunchi. Nu muncește nicăieri. Am ajuns prin tumberane să mă duc după o sticlă să iau și mi-a căzut capacul în cap de la tumberon, mi s-a spart capul, vinețeala mi s-a lăsat pe ochi. Am lucrat 15 ani la imun. Am lucrat și aici, nu fug de muncă. Dar nu bătaia asta de joc. Nu bătaia asta de joc. Toată vara am muncit și acum când a fost, mi-a dat cap pe câini. Nu se poate nici așa. Trebuie să ne gândim că suntem suflete de oameni. Nu se știe cum ajungem ziua de mâine. 500 de lei. Atât au primit înainte de Crăciun salariații Apollo Ecoterm în cele 2 luni în care nu și-au primit drepturile bănești, iar cei care au fost scoși în șomaj nu au primit niciun leu. Cum o să ieși să iei pâine la copii, să mănânce copiii? Din puțin trebuie să ne ajutăm să nu ne lăsăm unul pe celălalt. Dacă am ajuns să n-avem bani să de pâine la copii. Uitați, ca să mă duc să le iau pâine la copii și un kil de cartofi, ca să am și-o de sărbători. Atât. Oamenii de la Apollo Ecoterm au venit în primărie, supărați fiind că nici la momentul acesta nu și-au luat salariile. Am văzut aici că au fost prezenți mai mult persoanele care au fost angajați pe perioada determinată și care au plecat acasă presupun în luna octombrie, întrucât intrau în sezonul de iarnă și nu mai existau lucrări de întreținere la nivelul lucrărilor din vară. Acești oameni nu și-au primit salariile și lichidarea făcută la zi. Ceilalți, am înțeles de la directorul Apollo Ecoterm, că au primit astăzi câte 500 de lei din încasările pe care Apollo Ecoterm le are din activitatea de termie. Ceea ce a promis domnul primar în ședința de Consiliu Local, după ce s-a făcut rectificarea de buget și li s-a alocat din nou suma care a fost luată în trimestrul 2, nu s-a mai virat această sumă. Înțeleg că nu sunt banii în primărie, așa cum de fapt am și comunicat în aceste 2 luni de când suntem în discuțiile pe situația financiară a primăriei, spitalului și Apollo Ecoterm. Ce vreau să menționez foarte mult acum și să se știe foarte clar că Apollo, dacă ar fi avut alocat și dat, li s-ar fi dat banii care le-au fost alocați la începutul anului, probabil că nu ar fi ajuns în această situație de blocaj. Deci ei au avut alocat un buget care a fost alocat în fiecare an cu aceeași sumă, de atâția ani de când sunt aici, aceeași sumă a fost alocată în fiecare an pentru întreținere spații verzi
anul acesta mai mult decât în ceilalți ani, 40 de hectare și 10 parcuri, pentru întreținere drumuri și trotoare și, mă rog, alte activități de întreținere și SDI și pentru activitatea de termie. Simplu lucru, dacă l-ar fi făcut, să le asigure finanțarea pentru bugetul care a fost alocat la începutul anului, probabil că Apollo Ecoterm nu ar fi ajuns în această situație dificilă. Acum, orice explicație nu ajută pe angajații Apollo Ecoterm să aibă salariile luate sau să aibă ceva pe masa de Crăciun. Practic, suntem în situația asta, am explicat de nenumărate ori, îmi pare rău că domnul primar nu este prezent aici să explice și să nu mai facă diversiuni, să găsească tot felul de explicații false și mincinoase, în condițiile în care se știe foarte clar că bugetul Apollo Ecoterm alocat la începutul anului nu a fost plătit ca în fiecare an, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului. Vorbesc de mine și astupam și șanț cu lopata, ca oamenii, cei de la social și de la Apollo, să poată să văruiască, să dea cu sapa. Asta știu, am văzut. Deci sunt martori, sunt bărbați care se uitau la mine, curgea apele pe mine și trăgeam și de roabă, și de lopată, și de mătură. Nu se poate așa ceva să nu ne dea banii. Da, frunzele alea care și fiind operată, nu aveam voie efort, trăgeam de roabă, trăgeam, sunt operată de pancreatită, am tratament. Am rețetă, nu am bani cu ce să-mi iau rețeta. Din păcate, sunt șanse foarte mari ca angajații Apollo Ecoterm și familiile acestora să treacă în noul an fără a avea ce pune pe masă și cu facturile neplătite. Care ar fi soluția? Soluția ar fi acum să... Și eu cred că așa se va întâmpla, pentru că din câte am văzut și eu și am auzit de la colegii mei, bani nu sunt în primărie la momentul ăsta. Soluția ar fi la începutul anului următor, când încep încasările din impozite și taxe sau când vine alocarea de la bugetul de stat din cote defalcate, să plătească salariile la zi pentru Apollo Ecoterm. Așadar, nu pot spera oamenii nici măcar între Crăciun și Revelion că vor primi bani? Eu nu am acum acces la situațiile financiare ale primăriei. Eu consider că dacă ar fi avut bani în momentul ăsta, cu siguranță că s-ar fi plătit. Dacă nu sunt bani lichizi, probabil că nu o să poată să facă plăți. Deci nu sunt bani în conturi, eu asta constat, că într-o săptămână de zile se puteau face plățile dacă existau bani lichizi în conturi. Păi și parcă am avut gura aurită, gazică. Că nu se dă. Ne duce cu vorba, deci ne chiar și sigur ne duce cu vorba. Ce vede număr. Ce de număr. Nu cunosc. Ce zici? Eu fac cu părături. Nu ce mâncă? Tu te duci. 1000 de euro. Te distrezi? Și noi ce facem? Și am muncit toată noastră. Cu munca noastră. Da, da. Acum mă duc și plătesc. Nu, nu răspunde. Și ce mănânci? Asta din bun simț și respect pentru cetățenii muncii. Și ce facem, Gabi, că... Păi ce facem, Andrei, ce să fac? Că n-am ce să punem pe masă, avem curentul de apă. Nu mai mâncăm? Ne taie și lumina, stăm la lumânare, luăm de la biserică o lumânare. Revoltați, angajații Apollo Ecoterm au venit astăzi la primărie să-l întrebe pe primarul Valentin Vrabie ce vor pune pe masa de sărbători și cu ce își vor plăti facturile, dar acesta nu a fost de găsit. Nu am lumină, în primul rând, nu am apă, în al doilea rând, am 3 copii care nu am ce să le dau să mănânce și am venit să-mi cer toate drepturile pentru că nu ne-a dat banii. Eu mă duc peste domnul primar. Mă duc peste domnul director ca să ne dea banii, pentru că îi duc copiii acolo. Am fată la liceu, clasa 10-a. Îi trebuie bani. De cât timp nu v-ați primit salariile? De 3 luni. De 3 luni de zile. Astăzi ați primit vreun ban? Nu am primit niciun leu, a spus domnul director Sima, pentru că eu nu am bani de primit. A zis că nu am bani de primit și nici lichidarea nu ne-a făcut-o la zi măcar. A zis că le dă numai la angajați. Păi ce înseamnă asta? Când m-am dus și am zis domnului director, ai Selena, tu nu ai bani de luat. De ce? Pentru că numai angajații. Păi numai angajații mănâncă, dar eu nu mănânc. Eu nu am muncit, dar acum vine sărbătorile. Eu ce fac?
Păi mă duc peste domn director, nu mă interesează. Eu mă duc peste el acolo. Mă duc peste domn director. La primar mă duc la el la ușă acolo, mă duc și îl caut. Acum când plec de aici, mă duc acasă la el, că știu unde stă. Mă duc acasă la el și la domnul director și la domnul primar. Mă duc acolo și mie să-mi dea banii, nu mă interesează. A zis că eu nu am bani de luat, dar de ce? De ce nu mi-a făcut lichidarea la zi? Pentru că nu a vrut el, da, nu a vrut, lasă că o să ajung eu mai departe, mă duc eu la București, o să vadă el. Trebuie la București, mă duc, direct la București. Îi aduc copiii aici, copiii aduc, ca să îmi dea banii, că nu mă interesează. Nu mă interesează. Și plus de asta am fetele foarte deștepte, numai 10 are. Și sunt amărâtă, amărâtă, care nu am lumină, nu am energie electrică de 2 ani de zile, de 2 ani. Cum v-ați descurcat în aceste 3 luni? Cum ați crescut fetele? Cu ce ați plătit facturile? Am plătit facturile, facturile nu le-am plătit și m-am dus la biserică, am cerșit de la biserică și mi-a dat părintele Gheorghe de mâncare. M-am dus cu castroanele și mi-a dat ciorbă, varză, fasole, ulei, orez. Asta am făcut. Pentru că domnul director nu a vrut să ne dea banii. Nu a vrut să ne dea banii. Și acum eu de aici, de unde plec de la primărie, eu mă duc la biserică ca să iau de mâncare la copii. Pentru că nu vrea să-mi dea banii. De ce vă aflați astăzi aici? Ce vă nemulțumește? Ne mulțumește că orașul Megidia ne face zi de zi să venim, să ne cerem dreptul, salariu. Și ne duce cu vorba. Hai că azi, hai că mâine, hai că poimine. Până, moment dat, astăzi e ultima zi care mai e până în Crăciun. Așa. Și eu am lucrat 11 ani la ADP și ca muncitor și ca paznic, dar mie nu ni s-a întâmplat în astea 11 ani de zile să se întâmple ce se întâmplă în mandatul care ne aflăm. Așa. De cât timp nu v-ați primit salariile? Eu să vă spun drept, salariul nu ne-am primit decât pe o lună de zile și mai am pe următoarea lună care trebuie să iau lichidarea, care lichidarea aia știți cu toții că după ce ți-ai făcut lichidarea, eu știu că la 3 zile după lege trebuie să ți se dea lichidarea la zi. Eu așa știu. Și lichidarea văd că s-a amânat, deci se dă după 3 luni, nici măcar după 3 luni nu ni s-a dat, da. Chiar dacă în ultima ședință de Consiliul Local a fost aprobată rectificarea de buget a societății Apollo Ecoterm, iar oamenilor li s-a promis de către primar că își vor primi banii la timp pentru sărbători, din păcate familiile angajaților Apollo Ecoterm vor face sărbătorile fără bucate pe masă, cu facturile neplătite, dar și cu datorii. Și rămân 65.000 pe care îi propun pentru subcapitolul 670205-03 întreținere grădini publice, parcuri, zone, baze sportive, unde trebuie să-și ia salariile de la Apollo oamenii de 3 luni sau 2 luni și ceva.